Femeia se spune este o ființă pe care Dumnezeu a lăsat-o pe pământ după chipul și asemănarea lui. Deși mai toți bărbații o preferă după chipul și asemănarea vestite topless Pamela Anderson. De fapt, și femeia este tot un fel de Dumnezeu, fiindcă pe pământ e tot puternică. Nimic nu se face fără ea. Nici politică. Vezi doamna cancelar Angela Merkel. Nici vâlvă. Vezi Mrs. Hillary Clinton. Nici miliarde. Vezi Madame Rothschild. Nici copii. Vezi mama. Toate astea le-am aflat din spusele unui nene despre care un bun coleg de-al meu, om de toată isprava, zicea ceva ce nu se poate reproduce decât dacă pui bulina cu interzis copiilor sub 12 ani. Iubiți pe soția mea? Da, o iubesc, o iubesc. Ce te mire așa că mă iubește? De adevăratele, o iubesc de adevărat și chiar vreau să mă căsătoresc cu ea, nu da? Iată, uite, se mărită nevastă mea. Ce te mire așa? Da, asta este o zi pe care trebuie să o țin minte, nu? Și în sensul ăsta, așa, să vorbim. Să vorbim așa, serios, ca de la bărbat la bărbat, nu? Așa, exact. Ca de la bărbat la bărbat, a spus bine. Da. Atunci pune ceva pe dumneavoastră. De ce? Măcar o perică de pantaloni. Deci, să vorbim de la egal la egal, nu? Altea, dragă, tati, aruncă ceva pe tine. Aruncă, e omul aici. De ce dragă se ne formalizăm? Lasă, dragă, nu este, e o discuție serioasă, nu urmează o discuție. Pune ceva pe tine, se poate. Bine, închide ochii. Am închis, gata. Nu tu, dragă, el. Da, pe el, ta. Nu trișa? Vă ascult. Deci vă iubiți? Și vreți să vă căsătoriți? Da. Acum, vă rog să luați loc, nu stați în picioare. Vă rog, simțiți-vă ca acasă, vă rog. Sfânt. Acum, pentru că cunoașteți realitatea, sper că nu o să ne puneți piedici sau, știu eu, să ne șicanați în... Nu, dragul meu, nu, eu îl cunosc. Nu e ceea ce crezi, da? E un om de onoare, să știi. Dacă vă iubiți cu adevărat, eu nu am nimic să vă reproșez, nu? Mulțumesc. O dragoste adevărată mi-e întrezește un anume respect. Vă doresc să fiți fericiți. Ai văzut ce ți-am spus? Vă mulțumesc mult de tot, vă mulțumesc în numele meu și al soției mele. Acum aș vrea să vă spun ceva, știu că e puțin cam jenant. Dar mă rog, asta e situația. Știți, eu nu am o locuință corespunzătoare. Adică eu sunt flotant la o mătușă. Așa că apartamentul o să ne rămână nouă. Tot? Tot? Ce te miri așa? Sunt două camere pe hol, nu? Dar și voi sunteți două persoane, nu? Stați puțin, iertați-mă. Dar înainte când ați locuit aici, nu erați tot două? Erau... Just! Absolut just! Și afară de asta, eu vreau să fac și 2, 3, 4 copii. Sigur că da, adică, bă... Bă, atunci, sunt de acord? Eu o să-mi găsesc o cameră mobilată. Da. Plec, vă doresc să... Da, iertați-mă. Mașina! Da. Nu vă las. E a mea. Cum? Nu se poate. Stați puțin, dar ce mașină aveți? Ce mașină? Dacia 1310. 50.000 de kilometri la bord. 50.000 de kilometri la bord? Îmi pare rău, dar mașina tot nouă o să ne rămână. Și mașina? Da. Și mașina? Gigele, nu te știam așa, Gigele, se poate? Draga mea, nu vrei să ne faci tu niște cafele? Beți o cafea, nu? Da, dragul meu, imediat. Domnule, cred că putem să discutăm acum în liniște. Luați loc. Vreau să vă întreb, știți câți ani are soția noastră? Pa,
33. Și jumătate. Bă, rog, dar să zicem 33, nu e... Deci, măritată e. Cu moralitatea... Ce să mai vorbim, că ai văzut și dumneata, nu? Cine ți-o mai ia în condițiile astea fără o înzestrare materială corespunzătoare? Adică vreau să spun, fără casă și fără mașină, nu? Acum, fiți sincer, că suntem între noi, până le face cap, nu? Mă rog. Așa că eu zic să zici mersi? Mersi. Mulțumesc, draga mea, mulțumesc mult de tot. Știi, dragul meu, dacă te grăbești, noi nu te mai reținem. Da, atunci am să plec. Da. Am să mai trec din când în când să ceva amănunte să punem la... Da, sigur, sigur. De ce, dragul meu? De ce să treci? Sună-ne. Sper că n-ai uitat numărul de telefon, nu? Bine, atunci am să... Bine? Da, vreau să vă rog ceva. Dacă vreți să ne lăsați țigările, care noastre s-au terminat. La revedere. La revedere, mai poftiți oricând. Dragul meu, ai grijă pe scări. Știi că e întuneric, să nu cumva să cazi. Pa! Sunt liber! Sunt liber!